Simbol, credință și artă. Așa și-a intitulat noua expoziție artistul reghinean Marcel Naste. Vernisajul a avut loc sâmbătă la Galeriile de Artă Unirea din Târgu Mureș, unde s-a bucurat de prezența specialiștilor din județ, dar și a unor apropiați ai pictorului. Cunoscut pentru seria de lucrări Prapuri, apreciat pentru icoanele realizate în ultimii ani și un model în ceea ce privește pictura religioasă, Marcel Naste n-a vrut să încheie acest an fără să expună și la Târgu Mureș, ba chiar a prezentat din toate aceste lucrări. Este important, atât pentru mine, cât pentru cei care au participat, să reușească să comunice cu ceea ce eu am prezentat astăzi și din câte am văzut, mulți au știut să vadă, au știut să citească printre rânduri, au știut să facă parte din lucrările pe care eu le-am făcut, să contribuie cu o simplă pensulă sau un penel discret, să realizeze o integralitate a operei, să o finalizeze oarecum pe bunul plac al fiecăruia. Marcel Naste este angajat al Direcției Județene pentru Cultură Mureș, dar de la 1 decembrie va prelua funcția de director al Casei de Cultură a Tineretului George Enescu din Reghin. Anul 2012 a fost unul prodigios pentru el. A reușit să expună la sediul din capitală al Ministerului Culturii, dar și la cel mai mare eveniment cultural al anului, inaugurarea Bibliotecii Naționale a României din București. De fiecare dată a fost apreciat pentru talentul său și a reușit chiar să-l impresioneze pe preafericitul Daniel. Pentru Marcel Naste e această expoziție o sinteză a unei opere artistice de aproape 10 ani. Selecție reprezentativă, una grăitoare în ceea ce privește forța artistică, orizontul extins al unui artist încă în floarea vârstei, fiindcă la anii pe care are Marcel Naste, a realizat poate ceea ce unii nu reușesc într-o viață de artist. Este un artist complex, un om deosebit de valoros, care la vârsta pe care o are, a surprins nu numai pe reghineni sau pe mureșeni, chiar și oficial la nivel de țară și străinătate. Chiar la sesiunea științifică a muzeului din aprilie, unde avem și sesiunea muzeului în aer liber, am discutat cu Marcel să-i întâmpinăm pe toți directorii de muzee și profesori universitari din țară cu expoziție la Reghin. Nu puteam lipsi de la vernisajul expoziției lui Marcel Naste, cel care de acum va fi mult mai prezent în Reghin decât până acum. Marcel Naste este unul dintre tinerii cei mai talentați pe care Reghinul probabil că în ultimul deceniu l-a scos, l-a etalat, dar sunt sigură că va face o carieră extraordinară și vom fi cei care îl susținem de acum înainte, vom face parte din echipa lui, așa cum el până acum a făcut parte din echipa noastră. Expoziția lui Marcel Naste rămâne deschisă la Galeriile de Artă Unirea din Târgu Mureș până la finele acestei luni.